venit vremea, a sosit timpul, Doamne, că mult m-o disperat, mult m-o disperat declarația asta, vă spun sincer. De 3 ori verificam înainte să plec, de 3-4 ori verificam dacă am declarația la mine. Mă pipăiam, zici că eram libidinos, să văd dacă am declarația, dar de acum gata, gata, gata cu declarațiile. Nu mai avem nevoie. S-o dus starea, s-o dus starea de urgență, s-o venit starea de alertă, ne mai trebuie declarații dacă ieșim din localitate, nu mă interesează. De acum vom face declarații de dragoste soției, vom face declarații de dulce soacrei și declarații de fidelitate pentru voi. Am ars declarația, cele rele să se ardă, cele bune să se adune. Fiți atenți! V-a plăcut? Și asta e numai returnela. Și acum cu versuri. Ai, hai, că eu ar săi, eu ar săi, ar săi declarația. Ar săi declarația că n-am mai putut suporta. Și o să ies din izolare și o să beau niște pahare. Cu o pălincuță mai beau și plec ață la muzeu. Iu, 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 ha, o pălincuță în cinstea voastră, eroilor, scumpilor mei colegi de izolare, pentru ultima dată vă dau astăzi salutare în cinstea voastră. Doamne ajută să fie primit. Ăsta se pupă și pe unde iese. Nu-i ceva tare, e ceva, soacră mi-a dat, kömenye și zice în maghiară, ceva țuică cu chimin, 35% alcool. Vă dați seama că nici la termoscanner nu ia tăria asta. Dar e bun și ca dezinfectant și ca băut de băut în cinstea voastră. Sănătate și numai bine. Soacra mea e ok. S-o trezi de dimineață, face lecio azi. Mă întrebați că ce mai gătește soacra? Lecio. Ce-i lecio? Un fel de tocană. Un fel de tocană de legume, că astăzi e vineri, zi de post. Secretul acestei mâncări, mâncărici, ardeii, că-s capia, că-s verzi, că-s nu știu cum, trebuie prima dată copți și după aia se pun în compoziție și iese un lecio. Și vă mai spun un secret, știți că tot timpul e secretul șefului, secretul gospodinei. Ce face soacra mea ca să iasă mâncarea bună? Pune condimente, sare, piper și bosomec. De cum începe să gătească, pune acest ingredient miraculos. No, că iară trebuie să fac de mâncare. Bosomec. Ce să vă mai fac de mâncare? Oh, iștenem. Unde-i tigaia? Bosomec. Mă amestecă mâncare. Bosomec. Am scăpat pe jos piperul. Am scăpat sarea. Iară ne certăm. Nu e o noutate. Și la sfârșit iese bosomec mâncare. Dar știți cum? E delicioasă. Bosomec. În fine, da. Mă duc la muzeu. Mergeți și voi la muzeu, nu-i așa? Că am ieșit din stare de urgență. Trebuie să mergem să vedem ceva frumos pentru sufletul nostru. Noi, ardelenii, clujeni în special, avem un avantaj. Aici, în Cluj-Napoca, este un muzeu, ceva unicat în România. Muzeul apei din Transilvania. Vă dați seama că noi, ardelenii, de când folosim ceea ce se pune în aceste recipiente, apa ne este pe post de muzeu. Mergem să vedem apa la muzeu, că băgăm pălincuță, băgăm tărie și ne curățăm și pe interior și pe exterior. Dar mai sunt muzee în țară. De exemplu, Muzeul Țăranului Român. Unde e Muzeul Țăranului Român? În orice parcare unde au parcat un cocalar cu BMW pe două locuri. Ăla e Muzeul Țăranului Român. Deci, ați fost la muzeu, cred că cu toții. Sau în Bacău este Muzeul Științelor Naturale Borcea. A? Muzeul Borcea. Câte doamne se vor înghesui să meargă acolo, dar după ce trec pe la salonul de estetică. Celor care lucrează acum în saloane de înfrumusețare, curaj de astăzi să sparge conducta. Doamnele, domnișoarele, ață la salon și-au făcut programarea, au sunat. Te rog, nu mă lăsa, pune-mă printre primele, nici eu nu te uit. Dacă mă iei repede la salon, o să-ți aduc și eu ce nu se mai găsește. Eurotirox, Eurotirox de 50, fii atentă. Pentru o frumusețare, ci că toate, sau majoritatea celor care merg la saloane, își doresc un tratament facial. Dar pe în izolarea asta ce-o fac? În fine, după aia, epilare definitivă. De ce dracu îi zice epilare definitivă dacă o faci o dată la 3 săptămâni? Și iară iese părul, iară iese pătrunjelul, jenul, nu înțeleg. După aia, vopsitul părului, tunsul părului și alte chestii de îngrijire. Bine o fi. După aia,
după ce se termină coafura, bărbații au liber să meargă la pescuit. A merge la salon sau a merge la pescuit? Asta este întrebarea. Că după ce mergi ca doamnă domnișoară, ca soție, ca iubită la salon, ai fost în stresul ăla, prin sau nu prin scaun, merge iubii și stă 2 zile pe baltă să împute acolo la pește, bea, vine afumat acasă, ciupit de gât de vreo sirenă pe care o prins-o în cioc și atunci ți se face părul măciucă și degeaba ai dat atâția bani. Dar nu vă mai rețin, nu vă mai rețin, oricum am intrat în stare de alertă, putem ieși oricum din casă, putem merge oriunde în localitate. Vreau doar să vă mulțumesc pentru aceste 2 luni în care mi-ați fost alături. Mi-ați fost alături începând de la urmărirea asta video, apoi mi-ați scris comentarii, ați dat share la ceea ce am postat. M-ați înțeles, m-ați ajutat să fac videouri din ce în ce mai bune, să ne regăsim aici în subiecte care ne convin sau care nu ne convin. Sper că și eu, prin modesta mea contribuție de zi cu zi, v-am adus un pic de stare de bine. Nu stare de urgență și nici de alertă, sper că v-am adus un pic de stare de bine. Și ieșim din izolare, ieșim din astea 2 luni de izolare. Să nu uităm că alții încă stau fără voia lor în izolare. Este emisiunea aia, Izolați în România. Cei care stau prin satele risipite și răsfirate ale României. Cei care sunt izolați și nu mai pot ieși de acolo. Cei izolați din motive de sănătate, de boală, cei izolați din motive de sărăcie. Să nu uităm aceste 2 luni de izolare și prin prisma lor să avem grijă când și cum putem de cei care încă au rămas în izolare, dar să nu devenim patetici, vă las, nu vă mai rețin. Cât am stat în izolare, habar n-am avut cât e ceasul, ce zi e, ce săptămână e, dar acum trebuie să lucrăm contra cronometru, la secundă, așa că vă recomand un ceas super, un Rolex. S-a scos la licitație un ceas Rolex, prețul de pornire vreo 15.000 de euro. Dar cui a aparținut? Atenție! Vorba lui Moculescu, da? Atenție! Lui Ion Iliescu. Ion Iliescu, prin anii 90, a primit un Rolex de la cineva care a făcut o vizită din afară. Bine, Rolex-ul e foarte bun, numai arată un pic ora Rusiei. Nu vă speriați, săriți la licitația, că dacă nu, îl face cadou lui Adrian Năstase. Că Adrian Năstase nu mai are mătușe care să-i facă cadouri. Practic, Marian Vanghelie a refuzat. Fuza un ceas de 30.000, practic, de euro, că el poartă de la 200.000 de euro în sus. Și nu uitați, nu uitați că în weekend puteți să faceți playlist din videourile puse de mine în aceste 2 luni, sau mai degrabă în ultimele 3 săptămâni, și pe contul meu de YouTube. Faceți un playlist și că sunteți în casă, că faceți curățenie, că faceți, știți voi ce, nu vă mai spun eu, că sunteți la alergare și puneți în căști, că sunteți în mașină și puneți să se audă. Da, un playlist, Bendea FM, Bendea e în aer, Bendea FM, cel mai tare din sistem. Deci cu videourile puteți să faceți un playlist și Bendea devine radio. Îl auziți, nu trebuie să mă vedeți, cam aceeași moacă, vorba lui maestru Piersic, să auziți ceea ce am vorbit. Că e relaxant, zic eu, că e încurajator. Dar ce? Eu să n-am radio? Fuego are emisiune la Național FM. Cum îi zice la emisiune? Gramofonul meu. Gramofonul meu. De ce și-a ales denumirea asta? Gramofonul. Pentru că gramofonul are pâlânia groasă. Gramofonul meu. Observați că la Fuego toate sunt ale lui. Gramofonul meu. Dragă de România mea, măicuța mea, toate sunt ale lui. Numai voi, fanii mei de aici, sunteți ai mei și vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Vă doresc un weekend de excepție. Și că o fi stare de urgență, că o fi stare de alertă, să nu uităm. Noi românii suntem în stare de orice. Pentru ultima dată vă dau salutare de aici, din izolare. Scumpii mei colegi, fiți tregi. Treji. Vă salut. Din fosta izolare. Gata, am plecat. Oare mai dă soacra niște țuică? Mai dă. Salutare, salutare, foși colegi de izolare.